A devenit o tradiție ca la început de an instituțiile românești din Ungaria să fie binecuvântate cu aghiazmă mare de Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, ierarhul adus astăzi binecuvântarea Iordanului la sediul Consulatului General al României la Seghedin. La invitația noului Consul General al României la Seghedin, Florin Trandafir Vasiloni, Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria, a binecuvântat astăzi cu aghiazmă mare sediul instituției. Orașul Seghedin, al patrulea ca din Ungaria și important centru universitar și medical al țării, găzduiește și foarte mulți români. Sărbătoarea Boboteze este una dintre sărbătorile cele mai importante din calendarul creștin-ortodox. Este o sărbătoare care se sărbătorește și aici în Ungaria, cu această ocazie primim cu multă bucurie vizita preasensitului episcop Siluan, episcopul ortodox al României din Ungaria, la sediul Consulatului General al României la Seghedin, cât și la reședința noastră. La sediul Consulatului General al României la Seghedin a avut loc și o întâlnire de lucru între ierarhul român și episcopul romano-catolic de Seghedin. Scopul întâlnirii a fost acela de a găsi un lăcaș de cult în oraș în care să fie oficiate o dată pe lună slujbele ortodoxe. Comunitatea românească de aici a putut participa la slujbe timp de două decenii în Biserica Ortodoxă Sârbă din Oraș. O perioadă românii s-au putut ruga într-o capelă amenajată în incinta unui hotel. Mă bucur că iată și după ocuparea noului mandat de consul general al României la Segedin, domnul Florin Tandafir Vasilonin, care a fost mai mulți ani consul general la Jula și cu care am avut o colaborare foarte bună, ne-a invitat și aici să sfințim atât sediul Consulatului General al României și al personalului care funcționează acolo, cât, bineînțeles, și reședința domniei sale. Încercăm să reînodăm firul slujirilor ortodoxe în acest oraș universitar și centru important al Ungariei, pe care l-a inițiat în urmă cu 30 de ani părintele paroh tânăr, hirotonit atunci, Aurel Becan, care este paroh la Cinadul Unguresc și a dorit ca odată pe lună să aibă și slujbe aici, în Segedin. Mai întâi, vreme de aproape două decenii, a făcut acest lucru la Biserica Ortodoxă sărbească, după aceea la un hotel la care veneau mulți turiști, atât români, cât și sări, prin conducerea de atunci a hotelului, am putut să amenajăm o mică capelă unde s-au continuat sur slujbele ortodoxe doar pentru români și iată acum, prin bunăvoința episcopului Chis Rigo Laslo de aici, din Segedin, vom putea să refacem și să reluăm aceste slujiri ortodoxe într-una dintre bisericile din acest oraș, lucru care este deosebit de important pentru mine personal, dar cred că și pentru credincioșii ortodoxi români de aici din Seghedin, care vor avea posibilitatea să se roage în limba și în tradiția lor ortodoxă din nou. Am aflat de problema comunității ortodoxe românești de aici și îi voi ajuta în găsirea unei capele sau biserici. Va fi o bucurie reciprocă și sunt convins că se va găsi o soluție. La slujbele comunității românești din Seghedin participă și studenți de la Catedra de Limba Română a Universității de Pedagogie din Seghedin, dar și turiști români sau sârbi.